Salut și bine ați venit la o nouă miercuri din seria Pati gătește cu ceaile prin frigider. În această zi vă arăt cam ce fac eu de obicei miercurea, mai ales astăzi, și încep prin a mă trezi undeva pe la vreo 9-10, în funcție de cât m-a lăsat anxietatea să dorm sau criza existențială, după care încerc să mă ridic din pat și să mă dezamorțesc. Iau telefonul și încep să mă uit pe Instagram sau la știri ce s-a mai întâmplat în această lume minunată și apoi citesc știrile și tot citesc știri și iară știri. Oh my god, nu se mai termină odată alegerile astea, știri, iar știri. Și apoi pun deoparte telefonul. Mă duc mai departe în baie, mă spăl pe dinți, primul lucru pe care îl fac. Și apoi încep să mă spăl pe față ca să mă trezesc din această criză existențială și să-mi dau seama dacă într-adevăr eu sunt reală și sunt o femeie și trăiesc în această lume sau de fapt sunt într-o simulare din Ghost in the Shell. Apoi mă șterg pe față și mă uit în oglindă și ele sunt tot acolo. Apoi mă îndrept către bucătărie și îmi pregătesc cea mai importantă masă, pentru că m-am obișnuit încă din studenție ca dimineața să mănânc cel mai bine, ca după aia să plec și să am cursuri, așa că de obicei dimineața este masa mea preferată în care mă răsfăț. De ceva timp am început să-mi fac smoothie-uri, cu câteva zile înainte mi-am făcut sfeclă roșie cu banane și baby spinach și de această dată am zis să mai schimb și să-mi pun portocale. Îmi fac pâine la toast. Și da, ca vegan e bine ca într-o salată sau pe farfurie să fie mai multe componente, cumva cromatic, să fie verzi, roșii sau tot felul, ca să ai un aport cât mai bun de ce ai mâncat dimineața. Cu ceva de împins pe pâine, în această dimineață este pateu. În stânga și în dreapta puteți să vedeți că am adăugat această nouă secțiune în care explic un ingredient sau un element sau ceva folosit în rutina mea de gătit vegan, pentru a arăta cât de important este să ai o alimentație cât de cât echilibrată, mai ales ca vegan. Uneori mănânc în cameră și mă uit la fetele Gilmore. În această dimineață doar stau și mă gândesc la cum în decembrie trebuie să mă mut, să-mi caut chirie, doar că în Cluj chiria este destul de mare și în pandemie este destul de greu de găsit. Cât de greu este să găsești cât de cât o chirie acceptabilă fără proprietari care vin și îți intră în casă fără să te anunțe sau tot felul de abuzuri. Așa că în cele din urmă, de la atâtea griji și foame, mă transform de obicei în pisică și încerc să mă readaptez la noile condiții, la noile împrejurări. Și apoi se face undeva 5 seara și mănânc cartofi dulci, care sunt noua mea obsesie. Apoi se întunecă și undeva pe seară am obiceiul de a-mi face o ciocolată caldă sau cacao cu lapte, cu orice lapte am. De data asta am lapte de migdale și pe la ora asta de obicei citesc ceva sau editez. Ultima mea masă a fost o supă de legume, care este exact ca supa din copilărie pe care o mănânci când te doare sufletul sau gâtul. La mine a venit la fix pentru că îmi dădeam panică pentru că mă durea gâtul că ceva s-a întâmplat, dar până la urmă sunt bine. Următoarea rețetă o să vină pe miercuri, până atunci am să rămân eu cu grijile mele și cu gândurile mele. Următorul video se urmează, încă este în prelucrare, dar o să dureze pentru că munca de research din spate este foarte mare. Dar mulțumesc că sunteți aici și aveți grijă de voi!